Steaua București întâlnește sâmbătă în ultimul act al Superligii Naționale de Rugby pe CSM Știința Baia Mare. La 2 ani de la finala jucată la Bârlad, echipa pregătită de Dănuț Dumbravă are din nou șansa de a-și trece în palmares un nou titlu de campioană. Cum pregătește Steaua marea finală de sâmbătă? Într-adevăr, este un eveniment special pentru noi, pentru că jucăm o finală, o să fie o mare presiune asupra noastră. Încercăm ca lucrul acesta să nu se simtă când vom intra pe teren. O să tratăm ca atare această finală, pentru că întâlnim într-adevăr o echipă foarte puternică, o echipă care în ultimii ani și-a disputat finala și de multe ori a și câștigat-o. Unde se poate face diferența în mare finală între Steaua și Baia Mare? Încercăm să fim un grup, un colectiv, pentru că dacă jucăm împreună o să putem să câștigăm. Dacă avem multe individualități și fiecare încearcă să facă câte ceva, o să fie puțin mai greu pentru noi. Ce ar însemna pentru Dănuț Dumbravă câștigarea titlului național cu Steaua? Îmi doresc de mulți ani să câștig acest trofeu, mi-am dorit ca și jucător. Acum am în postura de antrenor, vă dați seama că este cel mai special, fiind la începutul carierei și câștigând un trofeu de asemenea învergură este ceva foarte, foarte frumos. Jucătorii steliști au avut un parcurs aproape perfect în 2021 și sunt pregătiți să facă față unui meci mare în fața echipei care le-a pus cele mai multe probleme în ultimii ani. În acest sezon sunteți cea mai constantă echipă din Liga Națională de Rugby. Cum ați reușit acest lucru? Am rămas concentrați în timpul antrenamentului, în tot timpul acestui an, la toate meciurile, pentru că, cum știe toată lumea, n-am mai câștigat de foarte mult an în campionat și ne dorim foarte tare în acest an să reușim. Care a fost cel mai greu meci al Stelei de până acum? Semifinala cu Timișoara a fost cel mai greu meci de până acum. Am simțit așa o presiune. Anterior, în anii trecuți, tot cu ei am avut semifinala și am pierdut. Acum am avut presiunea, știam că trebuie să câștigăm, vrem titlul anul acesta și de aceea cred că a fost un meci mai greu și s-au văzut și greșelile din meci. Care sunt aturile Stelei pentru finala de sâmbătă? În primul rând ne dorim revanșă și suntem foarte uniți. Ce sfat ai vrea să-ți dea antrenorul înaintea finalei cu Baia Mare? Aș dori mult să ne amintească de ce ne aflăm pe terenul ăsta verde, de ce ne-am întrunit pentru acest campionat. Care este strigătul de luptă al echipei înainte de meciul cu Baia Mare? Normal, forța Steaua! Finala Superligii Naționale de Rugby va avea loc sâmbătă 16 octombrie pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 17:30 și se va juca fără spectatori, dar meciul va fi transmis în direct pe TVR1.